Prin vicepreședintele Partidului România Mare, Cătălin Bucălăete a declarat că a depus plângere la poliție pentru a afla cine a spart geamurile sediului partidului de la Motru. Peremiști știau mai multe persoane către care își îndreaptă privirile, iar capăt de listă este Ilie Petrescu, președintele Partidului Conservator de la Gorj. Am avut și o surpriză neplăcută. Am găsit geamurile sediului partidului sparte. Probabil, eu știu, oameni din ăștia binevoitori din alte formațiuni politice au crezut că dacă ne sparg nouă geamurile, nu o să mai luăm votul. Probabil cineva, eu nu zic că domnul Petrescu l-ar fi trimis pe respectivul sau pe respectivii să spargă geamurile, dar probabil să demonstreze că ei sunt loiali, trebuia să facă și ei ceva. Nici vorbă de așa ceva, a declarat Petrescu. Mai mult, acesta îi acuză pe cei de la PRM că au început să vorbească aiurea de la o vreme. Chestia de genul ăsta nu mi s-a întâmplat niciodată să aud. Mi se pare o chestie ca omul ăsta deja a luat o raznă și deviat mental și cred că n-ar mai trebui să mai dau niciun răspuns. Cum să pun eu oameni, ce am eu cu sediul de la PRM? Ce discuții puteam să am pe ideea Partidului România Mare? Liderii PRM se tem că același lucru s-ar putea întâmpla și la sediul din Târgu Jiu. Mai mult au declarat cu alte ocazii că sunt vânați de celelalte partide, motiv pentru care refuză să facă publice numele candidaților la primăriile din județ, declarând că sigur vor fi ademeniți de alte partide.